Cât e puiul? 6 lei. Pui. 6 lei. Pui. Pui. Ai 200 de bucăți, îmi dai? Poftim? 200. A? Ok, hai că să luăm. Bă, luăm? Salut. Cine dracu de la locul tău, că nu e poliție. Cine dracu vine la noi aici? Îți frumoșei. Îți frumoșei, da. Îți porumbași. Nu, tine e porumbași. Să crești mare, mă. De la ce agricole mai e? De la ploiești? Probabil de la ei. De unde domnule sunt astea ca să spun proveniența lor? De unde din Prahova. Am mai luat de la cineva și a murit. A murit? Nu. No. Cine are, mă, Prahova? Cine are, mai sunt niște băieți de la Sângerul mai vând pe acolo și de la Mizgăr. De unde ești? De unde ești? Noi? Da, de unde ești? Noi suntem din Murlați. A, din Murlați. Păi da, dar nu Murlați nu cred că e. Na, că mai veneau pe la noi pe aici. De urlați, la noi, la Sângeră, pe la Păstor. Poate cunoaște omul. De la Vești. Da. A, nu, e... Cine era, mă? Bogos și acolo. Au luat Bogosul acum la Bogosul Arbești. La Arbești. Bogosul a luat la Arbești. Nu, nu mă știu dacă știu, nu cred. Auzi dacă ne aștepți. Da. Dă-te și zi lui... Sau las că mă duc eu. Stai aceea, că mă duc eu să-i zi. 200 de bucăți, vreau, fii atent. Păi ne vin, da. Numărăm în cutii. Ce zici? Înțelegi? Deci mă aștept. Ce vrei mai mult dacă? Nu vrei, plecă. Dacă nu vrei, știu, stai, îți cumpăr imediat 200. Mă trage pe... Adică... Tu nu mai stai pe aici să treci? Păi tu prin sat erai... N-aveai cu goarna, strigai, uite, asta nu... Pe curecte. Trage-mă, fata, mă, ce-ți vine acum imediat, ce ai? Ai, ce doar din șucă. Fui. Sună la poliția, Ianca. Ce ură ne-a vorbit polițistul. Băi, dar ce urât se poartă cu noi polițistul, mă. Băi, ar fi dus ăla. Dacă el a părut unul care i-a împăcat, trebuie să-l faci. Păi cum să-l facem? Pe lege. Pe lege, să-i facem plângere. Ce urât! Băi, cred că e... Băi, dar ce urât se poartă cu noi polițistul, mă. Băi, ar fi dus ăla, dacă el a părut unul care i-a împăcat, trebuie să-l faci. Păi cum să-l facem? Pe lege. Pe lege, să-i facem plângere. Pe tine? Altele la ăla. Toți sunteți cu această mașină? Da. De buletine. De mamas. Și pentru legea 55. Cine? Da. Cine este dumneavoastră? Păi nu se vede. Gianna Harifori. Așa, păi. Și? Și pentru legea 55. Să-i aplicați sancțiunea. Ce-am greșit cu ceva, vă rog frumos. Dați-mi un rețetă, vă rog. Ieși la... Renovați-mi ea și... Cum? Mergeți mai spate, vă rog. De ce? De cum mă deranjează lumina, mergeți mai spate, vă rog. A, domnule, fie serios. Păi nu pot să văd pe buletin, ce nu înțelegi. Deci eu vă obținez, nu? Păi te-am întors așa, îmi deranjează lumina. Nu mai încolo, că nu mă deranjează că mă filmat, înțelegeți? Deci, dragii mei, polițistul îi deranja că e lumina. Bun, păi de la lumină, da, nu pot să văd pe buletin. Da, și cum vedeți pe întuneric? Vă dau bine.
Foarte urât mi-a vorbit un polițist de aici, de la postul de poliție. Să vedem cine este, să-l identificăm. Să-l dăm la inspectorat. Boierule, n-a greșit cu nimic. Da. Ele, vastru mi-a și fac. Da. Are goarnă, ia uitați, au goarnă acolo, sus. Da, au, au. Au, au, au. Până acum au strigat, au behăit pe aici. Îl cunoști pe domnul polițist? Dați-mi documente la mașină. Nu știi, da? Foarte... Ai vorbit? Uite, chiar nu știu, s-a prezentat cum îl cheamă? Nu, nu s-a prezentat. Mergem Cosmin din cadrul poliției orașului. Dumneavoastră, a, domn Cosmin. De... Și domnul. Am înțeles, nu, să nu-l deranjăm cu telefonul. O să-i facem plângere pe 360, domnului agent de poliție. Ce normal, ce vă aștept. Înseamnă că da, amenzi la oameni și are un comportament agresiv față de cetățenii. De unde știți dumneavoastră? Dăm comportamentul dumneavoastră. Dar nu-i trageți dumneavoastră concluzie. Da, eu trag concluzie, am dreptul să trag concluzie. Eu uite cum împerechează toate cărțile de identitate, să nu mi-l împreunească al meu. Nu, nicio problemă. Vă rog frumos, să nu mă contaminez. Păi ce urât mi-a vorbit, mă, la șeful de post sau cine a fost, să vezi ce... Dați-mi... Ce urât, bă, ce urât, dați-mi lângă ce. Ce urât mi-a vorbit. Are obligația să... până și pui să... Da. Mama are reflectorizantul ăla. Da. Dragii mei, trei inspectorate am lucrat astăzi cu poliția și... Dumnealor, foarte urât mi-a vorbit. Ui. Vezi că are vestea reflectorizantă și de-aia acasă. Da. Ce zici, îl faceți scăpa domnul? Avem, domnul. Uitați că nici pe spate n-a inscripționat semne. Domnule, cum ne tratează, mă, înțelegi? O să se vadă... Da. Da. Nu, așa, ne dăm așa să nu vă deranjeze telefonul. Nu mă deranjează. Nu vă mai deranjează. Nu ai niciun fel de document la puii ăștia. Ai aviz de însoțire marfă, dar nu factură. Nu factură. N-ai factură. Arată-l. Ianca, ce localitate e aici? De Dulești. De? Du? De Dulești. De Dulești. Mamă, ce reflectorizant asta, dar nu poți să dai. Deci... Nu atac. Deci venim de la filmări din Galați, din Vrancea. Am colaborat cu echipaje de poliție, cu inspectorate. Inclusiv cu DSV-ul. Găsim un polițist aici care nu dorește să colaboreze decât numai să le intimideze. E, uite, exact ce spunem. Documentul. Acest document trebuie să fie valabil 3 zile. 3 zile trebuie să fie. De la data eliberării. De la data întocmirii, 3 zile trebuie să dau. Da, e trebuie la data de 7-5-a. 7-5-a. E de azi. Da. E ok. Și cine e la dată? Eu... Bogoș, o fi dat Bogoș, mă? Bă, dacă și aici Bogoș... Și... DSVSA Buzău. Dacă scrie și cantitatea... Buzău, fii atent. Cantitatea. DSVSA Buzău, bă. Cum i-a dat, mă, la mașina asta neautorizată? Nu sunt autorizați oamenii. Nu se întrebe acum. Ia. Am autorizație. Autorizat sanitar veterinar pentru mașina lui? Casă de marcat? Ce casă de marcat? Acto de dezinfecție al mașinii. Certificatul de competență, conform... Și avizul lui interjudețean ca să comercializeze în județul Brăila. Camera? Da, zi pentru cameră, când o bagă la încărcat să se facă transfer. Da. Veterinar de transport. Avem o autorizație pe rândul ăsta. Nu are nimic. Deci fii atent ce factură i-a dat, mă. Trebuie autorizat. Deci aveți autorizație? Nu știu oamenii, mă. Sanitar veterinar. Nu, mi-am dat certificatul ăla, nu știu, domnule. Lângă cameră spune ce trebuie să documente. Să rămână matare. E cafe, ceva, da. Până am zis și să rămână matare. Dragii mei, Prahova. Sunt din Urlați. Uite, măi, domn primar din Urlați și poliția din Urlați. Uite, măi. Aveți obligația de a solicita sprijinul DSV-ului.
DSV-ul lui, aveți obligație. N-aveți competență. Eu îl anunț că l-am lăsit cu poliția. Aoleu, de-abia așteptăm să vedem. Vă mulțumim frumos. Da. A, guarna lor m-a sunat? Da, uite, uite, fii atent. A văzut care guarna, da? Hai, hai după ei. Cum? Mergeți mai spate, vă rog. Mergeți mai spate, vă rog. Eu nu pot să văd pe buletin, ce nu înțelegeți. Deci eu vă obținăm. Bun, am înțeles, dar mă părțineți telefonul mai încolo, că nu mă deranjează că mă filmați, înțelegeți? Dragii mei, vă polițistul e deranjat pe lumină. Bun, de la lumină, nu pot să văd pe buletin. Să nu vedeți funcționare. Vă dau bine. Foarte urât mi-a fost un producție de aici la postul de poliție, să vedem cine este să-l identificăm. Am reușit voi, lăsați-l. Eu sunt. Am reușit. Voi, e bine. Am reușit. Bine, nevastă mi-a și fata. Nu se chinezi goarnă. Da, asta e la mașină, tată. Am reușit goarnă, vă rog, ați luat goarnă acolo, sus. Da, au, au. Până acum, sus. Constatit și domnul ăla, sau camera. Îl cunoști pe domnul, îl folosiți? Nu știu așa, nu știu. Nu știi, da? Nu. Foarte... Chiar... Chiar nu știu, s-a prezentat cum îl cheamă? Nu, nu s-a prezentat. Întreabă-l dacă știu. Cine? A, domnul Cosmin. Mai și domnul? Am înțeles, nu, să nu deranjez cu telefonul. O să-i facem o să plângere pe 360 de milioane de agenda poliție. Vă știu. Vă aștept. Înseamnă că da, am mers la oameni și are un comportament agresiv față de cetățenii. Nu știu dumneavoastră. Dă-mi comportamentul dumneavoastră. Dar nu trage dumneavoastră concluzia. Dar eu trag concluzia, am dreptul să trag concluzia. Nu am dreptul. Eu uite cum împerechează toate cărțile de identitate. Să nu mi-l împreună al meu. Nu, nu știu dumneavoastră. Vă rog frumos, să nu mă contaminez. Bă, ce urât mi-a vorbit mă ăla, șeful de post sau cine a fost, să vezi ce... Nici eu nu știu, nu cunosc. Ce urât, bă, ce urât, dați-mi loc. Ce urât mi-a vorbit. Are obligația să cână și pui. Mama are reflectoare la tău. Dragile, trei inspectorat am lucrat astăzi cu poliția și... Dumnezeu... Vezi că revestea reflectorizantă și de-aia acasă. Da. Ce zici, îl faceți scăpa domnul? Avem domnul. Uitați că nici pe spate n-a inscripționat. Cum ne tratează, mă? Știu, da. O să se vadă... Da. Nu, așa, mă dăm așa să nu vă deranjeze telefonul. Nu mă mai deranjează. Nu vă mai deranjează. Nu ai niciun fel de document la puiește. Da, pot să verificăm. Vă-l-a dat? Ai avis de însoțire marfă, dar nu factură. Și eu fac, vă rog, de unde ne-am luat, n-am furat nimic. Vă rog, te rog, ce localitate e aici? De Dulești. De? De Dulești, județul Brăila. Mamă, ce reflectori sunt pe asta, dar nu poți să dai. Deci, venind de la filmări, din Galați, din Vrancea. Am colaborat cu echipajul de poliție, cu inspectoratul. Inclusiv cu DSV-ul. Inclusiv cu DSV-ul. Găsim un polițist aici care nu dorește să colaboreze, decât numai să... Păi nu, deci să... Nu, poate că... De, uite, exact ce spuneam. Document. Acest document trebuie să fie valabil 3 zile. 3 zile. Să de la data eliberării. De la data întocmirii, 3 zile trebuie să fie doar. Da, întocmirea a data de 7-5. 7-5. E de azi. Da. E ok. Și cine l-a dat? E... Bogoș, nu știu, dat Bogoș, nu? Bă, dacă și aici dacă Bogoș, scrie și... DSV se ia Buzău. Dacă scrie și cantitatea, cantitatea. DSV se ia Buzău, bă. Cum e dat, mă, la mașina asta neautorizată? Nu sunt autorizați. Trebuie să întrebi acum. Ia. Am autorizație. E autorizat sanitar veterinar pentru mașină, aveți?
Am domnul... Casă de marcat? Stop. Ce casă de marcat? Actul de dezinfecție al mașinii. Certificatul de competență, conform... Și avizul lui interjudețean ca să comercializeze în județul Brăila. Camera? Da, zi pentru cameră, că nu l-am încărcat să se facă... Domnule agent, da. De transport. Avem o autorizație care umblăm și noi cu marfă, domnul șef. Ne umblăm și după nu. Nu știu ce înseamnă. Ne umblăm și după nu. Deci fii atent ce factor e, da, mă. Ăla e un aviz, da. Sanitar veterinară, se numește. Domnule agent, aveți obligația de a solicita sprijinul DSV-ului. DSV-ului. Atunci când nu aveți pe competență, vă solicităm. Anunț că l-am luat și de poliție. Acum... Mulțumim tare mult. Vă rămânem datori. Vă mulțumim frumos. O să mai... O să vă fac... Nu-i conduță. Inspectorul șef, da. Da. Conduță aici, domnul. Taman, da. Da, comisar șef. Vale, amândoi valentii, iată-mi. Da, da. Domnul poliție, de ce colegiul dumneavoastră se adresează cetățenilor? Tu du-te camera. Acolo, tu acolo, tu camera aveți, camera aveți pornită? Nu, lasă că nu-i nevoie. Nu, ați constatat existența goarnei aici, a sus, contat? Goarna aia, acustica. Ați constatat-o? Ați constatat-o, ați văzut-o. Am constatat. Și v-am luat măsuri. Adică, talul. Domnule, vă rog frumos să intrați. Da. Cu mine. Bună seara și să rămână. Dânsul era șoferul. Nu era șoferul dânsul. Să rămână. Să rămână. Acolo nu e birou administrativ. Să poate intra. E? Aici. Să poate intra. Nu, într-o prima încăpere. Da, mânța. E favorizat. N-a chemat DSVSA-ul. Nu le-a dat sancțiune pentru după ora 22. Fii atent. La oamenii aceștia. Ce, omule? Mi-a dat, domnule. Pentru după ora 22. Din cauza dumneavoastră că sunteți ziarist. Eu sunt ăla cu ziarele. Vând ziare? Altceva ești? Vând ziare? Omule. Nu știu de ce ați vorbit, cât ce și le-a dat. Cât ți-a dat? Nu știu ce le-a scris aici. Dar nu știi să citești? Nu. Ia uite. Ia uite. Hei, hei, hei. Uite șoferița acolo. Uite șoferița, mă. Deci, i-a favorizat polițistul? Ce să faci? Sunt la 112? Urcă mașină! Nu cred că sunt tu la 112! Da. Ia uite! Ia uite! A fost favorizat de poliție? N-a venit DSV-ul? Să-i numere puii! Du-te, mă, omule, ce-a făcut pârlogea? Ce mai palezi tu la sacea și dai mai înapoi să plecăm tăția? Nu, stai, omule, că vrea fata să spună ceva. Vrea fata să spună ceva. Vrea fata suna la 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ia uite. Dă-te, fată, la o parte, ca să urce tactul. Ăăăle, ia uite. Dă cu mașina și vorbește la telefon. A? Vrei să-l filmez? Ia uite, da. Cât ți-a dat? 2000 a dat. 2000? Două nu, dar câți bani? Câți bani? Am terminat, nu știu. Nu știu, da? Poate să-ți dat șef acolo. Deci ai cu telefonul la ureche și conduce mașina în spate. Talentată. Are permis dumneavoastră aveți? Nu. Dacă nu-ți dă ștept, ea are permis. Are. Dar cu telefonul la ureche. Cine? Și conducează mașina. Ai sunat la 112? Amândouă sună la 112. Ia uite, după ora 22 voi n-aveți niciun act și poliția... Avem mască, uite ce ne-a dat. Ce? Două bucăți. Ce, două bucăți de ce? Că vreo 35 de milioane. Trebuia talonul. Domnilor, domnul agent de poliție, oamenii n-au documentul după ora... Dar i-ați făcut scăpați! Domnule, i-ați făcut scăpați!
Ce hărțuire, domnule? Care hărțuire? Ia spuneți-mi. Care hărțuire? Ce tot aberați? Eu te hărțuim. I-a reținut talonul pentru... Nu i-a reținut talonul. Facem plângere. Păi normal, la favorizat n-a venit de SVSA-ul, n-a avut după 22, ora 22. Da, mă. Cine? Mergi să-l avut să vedem cum îl cheamă. Întreb cine ești. Să-ți spune cum îl cheamă. Da, de ce nu, de ce nu le-a după ora 22 la oamenii aceștia? Da. Bă, stai un pic. Bă, stai un pic, a sunat la 112. Ia. Ia. Nu știu. Ia. Da, mă, da. Da, du-te și cheamă, da. Deci, nu le face nimeni nimic, da? Deci, nimic. După ora 22, nu le face nimic. Păi, normal. Nu se justifică, ei trebuia să fie sancționați. Ia uite. Da, gata, a scăpat cu pui pe H19 de lei. Da. Ce zice? Ia. De ce ați favorizat, domnule, după ora 22 au fost sancționați? Uite-mă, cu cine, pe cine zici, uite, nu vezi? Da. De ce a favorizat, mă? Da. Hai să ne legitimezi, uite, vreau să văd. Vreau să ne legitimezi, nu intrăm înăuntru. Nu filmăm, domnule, nu filmăm. Nu intrăm, că acolo știu că e zona administrativă. De ce? De ce nu i-ați legitimat pe oamenii după ora 22? Domnul s-a sunat, sunați și să-i sancționeze după ora 22. La colegii dumneavoastră să-i... Nu, domnul meu, stați un pic. A fost și n-avea mască, pe legea 55 s-o legitimați. Nu. Păi și unde a fost fata? Fata, uitați-o, fără mască, deci nu avea niciun fel. Vă rog să o legitimați, să o sancționați pe legea 55. Și-a venit să ne bat telefonul în ochi, domnul. Domnul, mint oamenii ăștia cu nerușinare. Să o legitimați pe doamna, să fie sancționată pe legea 55, conform legii 55/2020. Care e fata masca? Deci ea n-a avut, ați văzut-o că n-avea mască. Cum, n-are mască? Și pe transportat. A, nu, că a luat-o, pui! A, pui? Pui, da, am solicitat de SVSA-ul. Deci doamna, n-aveam mască. Noi seara. Uite! La secția 4, ăla că e mască, mamă, domnul, mamă. Prezentați și mie documentul de identitate, vă rog. Da, pe lege. Ăla că e mască, mamă. Fiți profesioniști. Sunt în sediu. Eu da, în serviciu, mă, nu, 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 stați un pic. Dumneavoastră, e legitimați-o, da. ca a încălcat legea 55. Sigur. Și ați văzut și dumneavoastră, ați constatat. Ca de unde aveți? Aveți la, la sediu poliției? Da, e acolo, înăuntru, este da. Înăuntru, da? Acolo. Cum vă numiți? Deci, doamna, am da, da? Așa, deci să fie, că dumneavoastră ați văzut, da? Bun, mulțumesc dumneavoastră. Da, păi vă filmez ca să vă vadă să stârpim acest fenomen. Că voi contaminați toată țara asta. Evazioniștilor. Domnul Condruț, încă o mașină. Mulțumim frumos. Cei doi vlăduți, băi, ce-mi plac oamenii ăștia, nu, eu vorbesc singur. Ce-mi plac oamenii ăștia profesioniști. Am fost astăzi la Brăila, la IPJ și l-am găsit pe nu, cum îl cheamă, pe Surdu. Băi, ce mi-a plăcut omul ăsta, m-am dus la Surdu, domnul Surdu, la poliție. A venit civil. Nu, ia, uite, domnul Surdu, uite, până și cu mâța am înțeles cu dumneata, nu ne-am înțeles noi astăzi, noi nu ne-am înțeles cu dumneata astăzi. Domnul Condruț, da, le dăm iar, da. Am o rugăminte. Îl vedeți pe dânsul, da? Îl vedeți, da? N-are mască. Tadam. Legea 55, pe domnul jandar, vă rog frumos să-l sancționați. Sigur. Sigur? Domnule, de ce nu purtați mască? Și ce va ieși? Nu vedeți cum ațin? Păi, iată, ce v-a ieșit? Vreun crocodil? Vreun crocodil? Domnule, nu vă supărați. Omul acesta minte în halul acesta? I-a ieșit ceva aici?
Eu nu sunt medic. Poți să bași de dietă și să zic, doamne, băi, fii atent, măi, domn Condruț, eu te-l, doamne, s-a dus, poți să duci în jandarm. Ia zi-mă, e 195 acolo? Nu este? Dacă ai asta, ce poți să-ți facă? Da, nu e. Auzi, aia e ambulanță. Aia e ambulanță. Nu te întreabă, măi, omule, dacă n-ai greșit cu nimic. Aia e ambulanță, ce ai? Nu, iată, la ei, la puci. Nu, știi ce se întâmplă? Nu, 200 îmi trebuie omul, acum pe corect, nu. La 200 îți dau 200 de bere, de aia cu tubor. Ce să faci? Nu, dar. Nu trebuie să-mi dai nimic. A, nu, e așa, e ambulanță. Ambulanță. Na, e. Așteptăm pe cineva aici. Să de la poliția oraș Ianca. Da. Ce rugăminte? După ora 22, prezența dumnealor nu se justifică. Și a dumneavoastră la fel. Și vă arăta cu documentele. Ok. Da? Noi ne-am luat de acolo din sat și ne-am dus aici. Ok. Te-am spus, am adăugat uita să mă însoțești în sediu. Da, haideți, vreți să o verificați, da? A, prezența mea, da? Haideți. Nu am nicio problemă. Vino mă încoace cu actele. Sunt jurnalist, activitate profesională, vă prezint certificatul firmei, da. Vă prezint școala, uitați, de televiziune. Ok, declarație. Da? Declarația. Ce declarație? Aviz de la locul de muncă. Cum? Sau aviz de la locul de muncă. Nu, arată-mă cât ți-am dat, mă. Aviz era? Nu, aviz de la locul de muncă. De la locul de muncă, aviz de la locul de muncă. Adeverință. Adeverință de la locul de muncă. Aviz. Aviz. Da. Aviz. Domnul Condruț, vrea dânsul aviz, nu știu ce aviz. Am documente și nu mă puteți contesta că nu plec de aici. Am luat și diploma de jurnalist. Că a zis ăsta, Motănelul Fioros, că nu sunt jurnalist. Nu sunt jurnalist, cum să fiu? Că am permisul ca Bercea Mondialul. Să mă legitimați? Să mă legitimați, să vedeți să prezența mea aici. Sau cine să mă legitimeze? Ați lăsat eu, trei persoane. Eu sunt alta persoană, acum ești din serviciu. Puteți să chemați un coleg al dumneavoastră să vină să mă justific de prezența mea. Puteți să intrați în secție? Nu intru, da, pentru că acolo este zona administrativă. Da? Da, și am echipament pe mine mult, mult, mult. Și încalc HG585. Poftim? Ce faci cu telefonul? Filmez. Da? Da. Da, filmez. Domnul Condruț, ia uite că ce fac cu telefonul, vă-l dau dumneavoastră dacă vreți? Domnul Condruț, da. Oamenii i-au favorizat pe cei trei după orele 22. Uite măi, stagul frumos, ok. Secția numărul 4. Da. Ce faceți cu telefonul? Măța, îl vrei tu? Dați un pic. Ia un pic. Măța, să vă prezint. Civilizație. Să vă prezint, măța. Uite. Să vă prezint, măța. Da. Păi vrem să ne legitimăm, că după ora 22, persoanele respective, trei, nu le-a dat amendă.
tranzitează și pe aici. Da, nu le-a dat, nu le-a dat amendă. La... Băiatul nu zicea că a ieșit din... Bă, toți ies din serviciu. Că ieși, dar văd că a intrat ea. Ce era intrat? Nu mai iese. Înțelegi? Și... Și fii atent. Ale trei persoane au fost privilegiate. Da. Eu mă rog de ei să vină să le arăt dovada. I-a privilegiat colegii dumneavoastră. Gata, auto, gata. Mă întrebați că ce fac cu telefonul. Vreți să vi-l fac cadou? Nu dumneavoastră, coleg. Vreți să vi-l fac cadou? Vi-l fac ca cadou. Pe ce țară trăim, mă, omule? Deci, oamenii... Hai să mergem. Plecăm, secția 4. Pa, pa! Hai că acum a vorbit cu mânatul, mi-e vine imediat. Băi, Orlei, am vă rugăminte la masă. Da. Cât dai pe noapte? Că te duc la cumnatul. Nu mă duc mâncați, a vorbit acum. Dormim în mașină. Dormiți în mașină. Dormim în mașină. Băi, Orlei, vrei să-ți arăt ceva? Mă, vrei să te bag în curte la cumnatul meu și stai cu mașina? Nu, stai cu mașina în curte la mine. S-a speriat copiii mei, zice, băi, bine, nu fie. Ce? Atât, un redimit. Ce? Ce mă să ia de noi? Cine mă să se ia de voi? Eu ce trebuie cu mătă? Băi, tată, ce faci? Tu se ia de... Câte ce... Când m-am luat eu de mătale? Nu... M-am zis eu ceva? Nu de mătale, bă. Mă, vrei să bagi mașina la cumnate în curte? Și să dormiți liniștiți acolo? De unde mă duc să mă cu? La ea acasă. Ia zi, mă, vine! Facă jandarm, un jandarm. Îl parcă, bă, parcă îl miros. După ora 22, adică deci l-am prins fără mască, înțelegi? Corect. Să-i dea amendă poliție. După ora 22, uite, două minute, da? O să vină el la mine să zică, ce căuta dumneavoastră pe stradă? Hai să vă dau eu amendute după ora 22. Băi, o să-ți iei gardă. Noi am vrut să venim la tine, să spun să scoatem crocodilul ăla, că se cânumere și să bombonea ăla. Și băi, tăiți, pui, pui, pui. Tu, băi, tată, pui, pui, pui. Înțelege? Dar de așteptăm să vină să zică, ce căutați voi pe stradă? Poftim? Bună seara, domnul Cătălin! Domnul Cătălin, ești lăudat! Să trăiți! Serios? Da! Domnul Condruț, uite, un om profesionist! Domnul Geană vă spune treaba asta. Dumnealui este. De ce, mă cunoaște? Da, nu știu. Ia, uite! Bă, pune peste camera aia acolo. Tu te, băi, fată, nu... Stai liniștit cu filmarea, stai liniștit cu filmarea. Uite ce violență mare. N-a furat nimic. Da? Stai liniștit cu filmarea. Vezi că spar telefonul, nu mai ia vino și sparge-l. Mama. Nu mai mă filmați acum. Da, aici cum e violentă, ce ai? Suntem aici în secția de poliție și n-ai voie să vă filmezi. Stai acolo, că n-ai voie. Da, dar ce cauți după noi? Eu sunt în curte. Ce cauți după noi? Vrei să tragi de mine? Sunt în curtea poliției. Și vrei să tragi de mine? Dar ce să trag de tine? Păi așa bine, văd că vrei să tragi de mine, voi. Iată mincinoasă, iată creștină. Stai acolo, așa, liniștit. Ia uite-le că-mi vindeau ele porumbace. Pui de vânzare. Ia uite, să culcă ele mașină. Vă culcați cu pui în mașină? Ia uite vitezele. Ia uite-le, da? Ce să sparge ea telefonul? Vino mă... să te culci cu mine în mașină. Da, cum să mă contaminez? Ia uite-te la ea. Urlați. Fii atentă că o să pun poliția să te sancționeze de două ori. Vorbește singur. Da, bine. Da? Ia uite-te. Pui de vânzare, pui că are și casă de marcat, are de toate. Da, ia uite. Lasă-ne, domnule, cu filmarea, te rugăm frumos. Nu vreau. Stai, nu știu. Ce-ați făcut? Ați ajuns la poliție? Ați ajuns la poliție? Da. Ce intrați?
Dumnealor nu au justificare după ora 22. Sigur, sigur. Să-i sancționați și pentru chestia asta, da? Adică, încă o amenduță, mai măricică. Dar, ia uite, Mercedes, vrei tu să-mi spargi frumuseții de telefon? Și mă, și violezi. Ce mințiți, mă? Adică vreți să... Eu sunt ăla, de aproape la voi, la urlați. Poți să urlați de pui mâine încolo, că vin eu, nu urlați. Iată, băi, Bogoș, ce faci? Cine a vândut puii? Tu sau alții? Ia uite, aveți și gardă. Eule, gornițați pe aici? Ia uite, are bidon. Ia uite, pui, câți pui a vândut ăștia? Și câte și 500, ce... Ia uite, mincinoșe, pat.